la ce se întâmplă. Haideți, vă rog frumos, poftiți, așa mama aici, uite-te ce... Bună, minună. Bună, bună, Sofia. Bunicu, haideți să luăm un loc, pentru că am început emisiunea în forță și am zis să vină... Vrei să stai un pic aici, nu? Vrei să stai un pic așa, să te uiți la familie? Vreau să vă privesc pe toți, da? Bună, bună formația! Bună tuturor celor de acasă. Ia, sunt... când te uiți așa și în primul rând o vezi pe Cati, uite cum parcă e ca o cloșcă de aia care are grijă de copii și de pui, nu? Cloșcă de la perele care sunt... Nu mai e ca, știi cum e când ești mama aia care ai grijă de tot și vrei să protejezi totul. Da, este foarte frumos, bine v-am găsit. Aici la noi acasă e așa ceva, e foarte frumos și bine... Știi, de ce ai tu lacrimi în ochi? N-am lacrimi în ochi, mai încolo. Bă, da, ai venit așa și te-ai uitat la ei, și te-ai uitat la Cati, și te-ai uitat la toți. E frumos aici așa, ca să fii și eu aici așa. La familie și te-ai uitat și tu ești unul dintre oamenii, știi, lumea probabil din TikTok, din Instagram, de peste tot, nu știe cât de sensibil ești tu. Dar tu cred că ești unul dintre oamenii, nu sensibil, ce mai sensibil? Când e vorba de familie, asta imediat, te emoționezi imediat, s-a terminat tot. Eu cred că am, din toate câte puțin, zestea de Dumnezeu. Da, dar când e până acolo, nu? Hai că te-am ținut aici la ușă, mergem de trei. Hai să vedem, ia să vedem. Acolo avem cea mai mică membră. Bună! Bună, bună! Ce face mămica? Ia uite-te aici! Mămica face exerciții. M-au tot întrebat cum mi-am revenit așa repede. Păi fac fitness, se vede. Fitness, cât are acum? 2 luni și jumătate. 2 luni și jumătate. Păi stai să... Adriana, te pupăm. Noua, te pupăm. Stai, mă uitam la tine. Noua, te pupăm. Perfect. Adi, stai, las-o pe... Unde vrei să stai ca să poți să... Te pui tu acolo, te rog, să poți să mai ies eu? Un pic ordine, te rog frumos. Dar Noua a început să aibă cu colicii? Am trecut de perioada cu colici, însă nu ne prea place să stăm așa liniștite, așezate. Ne place gălăgie, ne place agitație, să dansăm cu muzică, cu... Păi e foarte hotărâtă, mi se pare firesc. Cum a fost? Frumos și greu în același timp. Acum realizez mai bine ce muncă grea a făcut mama, de fapt. Când devii tu mamă, la rândul tău îți dai seama, nu? Deci mie nu vine să cred că noi eram trei. Deci noi eram trei copii mici. Este groaznic realitatea. Și atunci, în perioada aia, nu era poate să fie cu atâtea ajutoare cum aveți voi astăzi? Nu era și... Într-un fel am avut și norocul să fim trei, că ne mai înțelegeam unii pe alții, știi? Eu cu Adi fiind apropiați de vârstă, a fost mai mult wrestling la noi în casă cât am fost mici. Amor. Dar acum că suntem mari, mai mult, altceva. Mai mult și lua el. Deci, nu e adevărat. De la cine își lua? De la Adriana? De la Adriana. Deci tu erai un fel de... Foarte rar își lua de la mine. Își lua foarte rar de la mine. Eu îmi luam mai des de la el pentru că el vrea să stea mai mult cu fetele pe afară. Și dacă ai ceva de spus, Adi, acum e momentul. Deci, Adi, dacă ai ceva de spus, acum e momentul și dacă vrei să-ți ceri scuze, surorii tale, e cazul. Vreau să-mi cer scuze pentru tot omorul pe care ți l-am dat. Te ierd dacă o plimb pe Noua. Deci dacă o plimb pe Noua 5 minute, mai scapi de iertă. Ok. Am cunoștință, cine e acolo lângă tine, tu? Ei sunt cei care recunosc asta cu bătaia. Că adevărul... Adevărul era ca un dragon așa deasupra noastră, cu mai multe capete care îmi dădea foc de sus. Deci până la urmă, voi erați grupa mică, deci, pe lângă da. Ce era. Noi cearta era ok, era friendly, era un meci amical. Dar când era cu ea ceva, era ceva grav. Ok. Și acum, dar fii sincer, a dai impresia că atunci când voi vă certați, Cati sau Adi țin partea celuilalt? Evident. Nu? Te simți nedreptățită când erai mică, este? Nu doar că zicea, uite, știi mai mult cu Adi, nu cu mine. Soamea cred că s-a simțit cel mai mult, fiind cea mai mare. Dai seama că pe ea o certa mai mult. Da, nu, orice făceau ei era vina mea. Carmen, de ce s-a întâmplat asta? Păi, da, mamă, copii, tu-i, spui mie. Întotdeauna la mare are de tras. Adi ce mai de mai, era un pic mai sincer, striga prin casă. Mamă, fă o servetă cu palma! Da, uite, vezi ce faină sunt lucrurile astea când le povestești, aducându-ți tu aminte de copilărie cu proprii tăi copii. Acum pentru zile acum Noua are 2 luni. Sofia cât are? 4 anișori. 4 anișori. Sofia, 4 anișori, bravo, frumoasă. Și stai un pic, trebuie să faci cunoștință cu... Cu Ricci. Ricci. Clarinetistul nostru care a intrat cu noi în formație, este cel mai nou, are 11-12 ani. Da, Ricci? Da.
Și lucrează cu noi 11 spre 12. Nu, da? 12 spre 3. Tot aia. Am mai crescut la Adi de când a intrat. Are 12 spre 11. Așa și? Și studiem împreună. E băiatul lui Marian, fratele meu, Cianu Sanda. Deci tot în familie. E familia noastră cu... Perfect, bravo, mă, Mărice. Ei sunt afară, merge... au zis să nu mai intre, pentru da, formula întreagă ar fi fost mult mai mare. Deci formula întreagă ar mai fi adus o canapea. Cam jumătate. Cati, povestește, de la tine cum e? Că tu acum bine. Privești toată povestea. La mine e doar fericire. La tine e fericire și... Abia acum culeg roadele muncii mele, răbdării mele. Abia acum mă uit la ei și număr și nu mai sfârșesc de numărat. I-au numărat înainte să intrăm la tine în platou, Adi, mai devreme. Ce să zic? Suntem cei mai fericiți. Acum, când o vezi pe Adriana, când o vezi pe Adriana mamă, când o vezi pe Carmen mamă, ești așa... Păi, mi-am pus ochelari ca să-mi arăt vârsta, nu? Nu, dar când, când le vezi pe ele așa, oameni, și te gândești, uite-mă, cum au crescut copiii, nu știu cum să zic, nu? Asta spus în curte acum două zile. Eu zic, fă de dracu, dacă zic dragă, zice că ăla mișto. Adică zic, dragă, ia, fă, uite-te și tu, asta are la copil. Da, adică, de asta zic, că e sentimentul ăla când e copilul tău și, de fapt, acum îl vezi că el e părinte. E cel mai frumos sentiment din lume. Care nu doar se poate că vezi așa, dar nu să te apuci să le gătești, să le dai, să mănânci, da, cât crește inima de... Da, da, îți dai seama, acum fiecare e la casa lui. Nu vreau să înțeleagă telespectatorii noștri că am venit să le dăm mari sau că facem nu știu ce, pentru că știu, sunt din lumea voastră, sunt din lumea tuturor, am cunoscut atâta lume care sunt și oameni necăjiți și oameni disperați și supărați, cei care au milioane și poate nu au copii, dar să dea Dumnezeu să facă. Și îmi cer scuze pe această gale, pentru că nu vreau să deranjez cu familia mea frumoasă pe cineva. Dar de ce să deranjezi? Adică la urma urmei... Păi știi cum e, gura luminoasă pe nici pământul. Eu mai mă uit pe rețelele de socializare și indiferent cum ai fi. Și dacă ai un corn în frunt, zice bravo, stă bine. Dacă nu l-ai zice, să ai un corn în frunt. Da, păi de asta zic, că nu cred că asta e... Nu cred că acolo trebuie să fie reperul. Cred că asta este singurul lucru cu care ne permitem să ne dăm mari. Pentru că în zilele noastre cu greu se mai menține noțiunea de familie cu adevărat și ca să existe o familie trebuie să existe o femeie care să-i ține pe toți care să se sacrifice. Adică este un lux mai nou să ai o familie și care să te țină tot timpul aproape, să te susțină atunci când ai nevoie de o vorbă bună, de o îmbrățișare, de căldură sufletească, să, chiar dacă nu găsești nimic în casă, să mănânci mai bun, mai de fiță, măcar să te ia în brațe, să spună să te bine. Dar tu ai fost liantul ăsta care ai ținut tot unit. Da, dar fără soțul meu nu puteam să fiu. Că indiferent ce a făcut în viața lui, eu am fost în mintea lui și în inima lui în fiecare secundă din viața lui. Și la spectacole. A avut, da. Cum ca tu, ai fost cea care-i... Da, eu cred că dacă există cineva în spate care știe ceea ce își dorește și care urmărește tot cursul vieții să aibă de în jurul ei tot ceea ce iubește ea mai mult, reușește. De cât timp sunteți căsătoriți? 31 de ani. 30. Eu nu mai știu. Mulți căsătoriți mai puțin. Căsătoriți nu, căsătorie civilă de 17 ani. Dar noi suntem împreună de 31 de ani. Materialele astea. Deci eu era... sunt eu. Vai, nu pot să cred. Și Adi. Ăla era bad la 3 ani. Wow. Când te uiți la imaginele astea, dai seama că a trecut repede timpul. Unde am aruncat cu mâncile sus, le-am aruncat așa. Adi, zici că e Sofie. Păi au mai venit doi membri de la imaginile astea, Sofia și Noa, a intrat la noi în familie Nicu și Bogdan, Bobo. Doamne, cum a trecut timpul, nu-mi este. Asta vreau să-i, când te uiți la imaginile astea, ai impresia că a trecut repede? E prima dată când mă uit la caseta mea. Da. Îți mai aduce aminte atunci, în momentele astea? Le avem. Deci de asta ne încurcă toată lumea, eu sunt Cati și tu ești Carmen. Ce? Că semănăm, uite-o pe Carmen acolo, mireasă. Vă pune nepoașă. Și eu cu tot. Bă, de ce liniște s-a lăsat în platou, știi? Pentru că noi nu le-am văzut, gândește-te că sunt în 2007 sunt făcute materialele, nu? Da. În 2007 și de atunci noi nu le-am văzut.
46. Și am probat rochia la mama de mireasă. Eu sunt pregătită. Ce fain. Deci eu eram ceva grav. Eram ceva grav. Da, stai să le spunem oamenilor că acolo lângă tine este... nu? Nu greșesc, nu e... Nicu, Nicu soțul, de asta zic. Păi de asta zic, e Nicu soțul. Hai că la vanilă? Da, de asta mă uitam, Adriana, știi, și de asta zic, să nu fac vreo greșeală. Nicu aici. E soțul meu. Da, exact. My best friend. Sunt prieteni buni? Ei sunt partners in crime. Ana și Manole. Adică când e ceva de făcut, voi sunteți aia care sunteți răspunzători. Exact. Da, pentru că ei dorm împreună. Corect. Asta e adevărat. Haideți să frumoasă, nu dăm tot din casă, vă rog frumos. Suntem la televizor, oameni buni. Hai să mai plăzim, Adriana. Îi salutăm și pe Bobo, pe ginele meu, da? Pe tatii lui Sofi. Da, tatii îl salut. Te iubim, tati. Sofi, zici? Se uită acum la televizor, a rămas. Noi suntem mai timide. Și este pentru prima dată când suntem într-o formulă așa mare, într-o emisiune. Și ne-am făcut instructajul înainte și Sofie o să durească să zică ceva, cred. Da? Ia da? Microfonul, Sofie, când vrei tu, dacă vrei tu, zici, dacă nu, nu, da? Când vrei tu. Am mai fost într-o emisiune și n-a putut nimeni să vorbească de asta. Vrei să vii la mine? Eu am o fetiță și eu am o fetiță. Ah, Eva are 8 ani și Eva, știu să mă port așa cu copiii. Cu costumul de Haolin. Da, da. Adrian, cate cine te sună să-ți, nu știu, să-ți ceară mai multe sfaturi sau Adriana sau Carmen? Cine crezi? Eu sunt. Bună întrebare, eu nu știu cine. Acum în momentul ăsta Adriana. Adriana. Pentru că are nevoie de sfaturile mele mai mult, că este noua mică. Și o simți așa mai stresată? Adriana să... Acum da, clar, mai stresată. Înainte să vină noua, mai suna Carmen. Dar înainte de Carmen, cel mai des, mă sună Adiță. Adiță, da, Adiță, cam ce probleme? De ce te sună? Ce? Mamă, unde e lăpticul? Mamă, cum spun? Încălzesc cafeaua, nu? Spun? Adiță, lasă Adiță. Patru vrei? Adiță. Vrei să zic eu ce o întreabă? Da. Mamă, unde îmi găsești și eu o nevastă așa bună și cu minte ca tine? Ca tine. Și la întrebarea asta, ca nu vrei. Dar stai un pic, că mâine, păi mâine, trebuie să te însoși și tu. Auzi, dar tu te uiți așa de la că vrei, facem un casting, ceva, să-l însurăm. Te uiți așa la ei și îți dai seama cât crește inima în mine, că tot ce este de aici, din corpul ăsta mic. Băi, cât de tare a fost asta. Tot ce aici e din corpul ăsta mic. Nimioară atâta corpul mic și e piulițe. Dar cred că nu există, știi cum e, fericire mai mare pentru un părinte. Și acum și eu fiind părinte, înțeleg, decât să-ți vezi așa copiii la casa lor. Mulțumesc, la fel. Să-ți vezi copiii la casa lor, să vezi că fiecare ușor pe drumul lor. Mulțumesc mult de tot. Și tu ai o familie superbă. Mă, noi îți mulțumim frumos că ne-ai chemat aici la emisiunea asta. Eu chiar îmi doream să mai trec, să mai punctez, pentru că eu deja am 49 de ani. La anul 2024 vreau să fac Half a Hundred. Facem o petrecere frumoasă cu voi, undeva unde o să fie cel puțin 1000 de persoane. Foarte mișto. Ai făcut planul, nu? Pentru... Am făcut planul, da, avem și tema. Și mi-aș dori să fiu cu toții, pentru că după aceea mai mă gândesc dacă am mai să mai gând sau nu. Sau să eu cânt pe o sumă mai mare. Eu știu povestea asta, că la un moment dat ne-am întâlnit la un eveniment în Dubai, cred că în Emirate, și spuneai că după 50 de ani vrei să vezi dacă te mai duci să cânti, pentru că vrei să stai doar cu Cati. Ții minte exact, că ziceai. Exact, mai am și eu 10 ani. Mi-a rămas ani în cap aia, zici, bă, eu vreau să stau eu doar cu Cati și la revedere. Eu încă mai aștept. Nu știu dacă, uite, toți dintre... Dar nu că vreau să stau doar cu Cati, n-ai înțeles. 24 din 24, 365 din 365, non-stop. Adică vreau să recupereze tot ce anii ăștia pierdeți. Chiar nu vreau. Noi suntem făcuți cu toții ca să muncim, să avem și să tindem pentru mai mult. Dar eu deja am ajuns la o vârstă când vreau să muncesc numai pentru mine. 10 ani de aici încolo vreau să fac numai pentru mine. Azi ne întrebăm fiecare. Azi am făcut ceva pentru noi oare? Hai că ți-ai dat seama că în ultimii ani n-ai avut timp pentru tine. Eu m-am dedicat fanilor, eu am scos... Bine, am rămas scăpat printre degete și pentru mine. M-am dedicat viața fanilor, muzicii, am scos piese.